Bucur să te revăd! Mă bucur și eu să fiu aici. Mulțumesc pentru invitație. Vorbim despre stres. Ne culcăm și poate le-am făcut pe toate. Avem o pernă și o saltea confortabilă, este întuneric, miroase frumos în casă. Ne-am pus ceasul care ne anunță la ce oră să ne culcăm, ne-am făcut un duș, ne punem în pat și trece o oră și ne gândim. Trec două ore și ne gândim. Ce facem în cazul acesta? În primul rând, cred că este important să înțelegem care este mecanica adormirii. Pentru a putea dormi, e nevoie să ne liniștim somatic, să ne liniștim corpul. Da. În momentul în care suntem agitați, în momentul în care cantitatea de stres este ridicată și știm că asta înseamnă cortisol, știm că asta înseamnă adrenalină, știm că înseamnă acid lactic în mușchi, da. Toate aceste lucruri sunt contraproductive în momentul în care vorbim despre somn. Motiv pentru care categoric nu vom putea adormi. Ce se mai întâmplă în momentul în care ne așezăm în somn, la somn, apropo de descrierea pe care ai făcut-o tu mai devreme? Mă așez în pat și nu reușesc să adorm și stau o oră, stau două ore și strâng din dinți. Cantitatea de adrenalină și cantitatea de cortisol cresc. Pentru că ne enervăm că nu putem să adormim. Este extrem de importantă rutina de somn. Rutina, ok. Asta înseamnă că e important să începem. Dacă noi știm că avem dificultăți de adormire, atunci e important să am grijă la această rutină de adormire. Asta înseamnă că cu cel puțin două ore înainte, eu îmi fac această rutină a mea, nu trebuie să fie nimic din ce fac ceilalți, dar e important să fie ciclică. Adică eu să știu că în fiecare seară fac cam același lucru, cam la aceeași oră, astfel încât se produce acea condiționare pavloviană de care, despre care știm. Și atunci creierul practic ce face? Începe treptat să asocieze aceste comportamente pe care eu le fac înainte de somn cu somnul, cu comportamentul de a adormi. Ok, adică creierul învață practic un reflex de adormire care vine după această rutină. Da. Ce ar trebui să facem în acea rutină? Absolut ce ne ajută pe fiecare dintre noi, cu condiția să nu fie comportamente activatorii. Asta înseamnă să nu facem sport cu cel puțin două ore înainte de somn. Dacă știm că ne uita la filme sau la seriale ne activează somatic și nu ne adoarme, de exemplu, eu adorm în 5 minute după ce încep să mă uit la un film. Și eu la fel. Deci înseamnă că dacă știm că ne adoarme, nu știu, un film lung, putem să ne uităm și la putem un film? Putem să ne uităm la el cu condiția să știm că s-ar putea ca pe fondul procesărilor inconștiente de informație scene din film să apară în procesările inconștiente de informație, adică în vis, și să ne producă disconfort și să ne trezim. Okay. Deci trebuie să știm lucrurile astea. Dar în principal, această rutină înseamnă comportamente non-activatorii. Altă regulă aici este să încercăm să nu schimbăm tehnicile. Ne amintim, aici funcționăm pe bază de condiționare clasică, adică repetitivitatea comportamentelor. Dacă mie nu mi-e o săptămână și săptămâna viitoare zic nimic nu funcționează din chestia asta, caut altceva, de fapt mă autosabotez. Deci, și atunci cât timp ar trebui să oferim creierului să se obișnuiască de o rutină? Aș zice că undeva o lună ar fi bine să facem aceste exerciții pentru a putea începe să vedem niște mici rezultate. Bun, Raluca, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și pentru energia ta care efectiv m-a liniștit. Cu mare drag, să aveți un somn odihnitor. Ciao, mulțumesc.